Stimați telespectatori, bună seara. În prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, astăzi dimineață au continuat lucrările sesiunii a doua a celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale. La sosirea în incinta Palatului Marii Adunări Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au fost întâmpinați cu sentimentele de înaltă prețuire, de adâncă recunoștință și dragoste fierbinte cu care întregul nostru popor îl înconjoară pe secretarul general al partidului, cel mai iubit fiu al națiunii. Socialiste multilateral dezvoltate și comunismului pe pământul României, în deplină unitate în jurul partidului, al secretarului său general, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cea de-a doua sesiune a celei de-a noua legislaturi a Marii Adunări Naționale s-a încheiat într-o atmosferă entuziastă, plină de însuflețire. S-a dat glas sentimentelor de aleasă stimă și prețuire, de profundă recunoștință ale întregii națiuni față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care acționează cu eroism și exemplară dăruire pentru ridicarea pe noi culmi de progres și civilizația României socialiste, pentru creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului român, pentru afirmarea aspirațiilor sale de pace, destindere și largă colaborare internațională. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit astăzi după amiază pe tovarășul Huang Tung, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam. Cu acest prilej a fost transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Le Duan, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Vietnam, un cal salut împreună cu urări de sănătate, de deplin succes în întreaga sa activitate. Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis la rândul său tovarășului Le Duan un salut călduros și cele mai bune urări. Oaspetele a exprimat tovarășului Nicolae Ceaușescu profunde mulțumiri și recunoștință pentru sprijinul acordat de partidul, guvernul și poporul român, luptei poporului vietnamez pentru libertatea și independența patriei în construcția socialistă a țării. În timpul întrevederii și care se calculează în medie pe o persoană activă din această ramură. Potrivit prevederilor pe om, mă găsesc cu noi și semnificative fapte, cronica acestor zile de la confluența a două cincinare. Consemnăm momentele prin care în această zonă a hidrocentralei de la Ipotești, apele Oltului sunt deviate pentru a se crea condiții în vederea desfășurării pe un front mai larg a lucrărilor de construcție a sistemului de pe Oltul inferior. Cum se vede, operațiile se finalizează cu succes, exprimând gândurile și sentimentele ce animă pe toți participanții la această acțiune, Petre Papadopoul, șeful brigăzii de construcții hidroenergetice de la Ipotești, subliniază. Prin devierea apelor Oltului prin barajul hidrocentralei de la Ipotești, asigurăm condiții pentru începerea acumulării apei în lacul, care va avea o capacitate de 150 de milioane de metri cub de apă, o suprafață de circa 1700 de hectare și grării, și anume probele tehnologice și punerea în funcțiune a hidrocentralei Ipotești. Însuflețiți de chemările și racordarea la sistemul național a unei puteri de 53 de megawați.